această statuie a Columnaris. Însă am adăugat foarte multe plante noi, chiar putem spune că avem o mini-colecție de plante datorită proprietarilor care iubesc plantele și animalele deopotrivă. Există o comunicare între specialist și proprietari, astfel încât au libertatea de a-și alege plantele. În călătoriile pe care le fac pot vizita Center Gardens, unde pot vedea, pot alege și pot achiziționa diferite specii, nu neapărat impuse pe specialist. Deci, trebuie să existe tot timpul o comunicare, o sfătuire permanentă între specialist și beneficiar. În această grădină a existat comunicarea respectivă și există și unele specii puțin mai rare, dar există și la noi, cum este bambusul, și care a rezistat foarte bine pe perioada iernii. Rododendronul, care abundă de flori roșii primăvara, s-a păstrat foarte bine peste iarnă. Tot ca varietate de specii, avem un exemplar în grădina respectivă, Ginkgo biloba, un arbore destul de vechi, un arbore din a căror frunze și fructificații se fabrică medicamente. Industria farmaceutică s-a axat această specie. Deci există și în grădina privată de care noi vă povestim un exemplar de Ginkgo biloba, este în al doilea an de vegetație, un exemplar frumos, normal dezvoltat. Specific pentru Ginkgo biloba este frunza în formă de vantai. Nu necesită tratamente speciale. Dar este o frumusețe care dă un plus de valoare acestei grădini. Tot specific pentru grădina privată, amplasată în partea din spate a construcției, a clădirii, este și acest umbrar, un loc amenajat pentru servirea cafelei sau a ceaiului. Pur și simplu un spațiu unde se poate citi, un spațiu unde se pot întâlni membrii familiei pentru discuții, dar și musafirii. Acest umbrar este amplasat cu bună știință lângă un iaz care menține umiditatea pe timpul verii și mai mult șuierul apei, sunetul apei dat prin cădere, prin acea mini cascadă. Un iaz care este populat cu pești și nufe. Nuferii sunt de diferite culori, foarte frumos și înfloriți și care și peste iarnă au rezistat destul de bine. Ca și o concluzie, o grădină privată, pe lângă faptul că îți oferă confortul, este loc de relaxare și odihnă pentru toți membrii familiei, implică și dezvoltarea unor pasiuni în ceea ce privește întreținerea plantelor. Amenajarea spațiului respectiv implică o serie de specii de plante adunate, colecționate din diferite locuri, chiar din diferite locuri din lume, și presupune implicarea tuturor membrilor familiei în întreținerea lor, în tot ceea ce înseamnă lucrări de îngrijire. Pe lângă specialist, membrii familiei
învață și își dezvoltă anumite aptitudini în ceea ce privește cultura plantelor, arhitectura, dar și întreținerea. Această oază de verdeață, acest decor floral, se găsește în grădina privată a familiei Paramon, care sunt mari iubitori de plante, așa cum deja am amintit, mari colecționari de plante, care se dedică întru cu totul îngrijirii plantelor, cultivării lor, în primul rând, aducerea de nou, dezvoltarea de noi sisteme de irigații, de exemplu, pentru a ușura întreținerea plantelor, dar sunt colecționari de plante și totul se poate realiza doar acolo unde există iubire față de plante, pentru că și este adevărat că ceea ce spunea un proverb chinez, că plantarea unei grădini înseamnă plantarea fericirii, aducerea fericirii. Domnule Paramon, înainte de a avea această casă, ați locuit la bloc. Ce v-a determinat să schimbați locația? Păi, oarecare îmbunătățire a stării materiale și a faptului că ne-am dorit să fim un pic mai degajați, un pic mai în natură, un pic mai liberi, aș zice. Și din acest motiv v-ați amenajat această grădină? Printre altele, da, m-a amenajat și grădina. Investiția a fost mare? Investiția a fost nici foarte mare, dar destul de mare. Da. Nu e ușor accesibilă. Speciile exotice, de unde le-ați procurat? Păi majoritatea sunt, adică o bună parte din ele sunt cumpărate de la Magnolia, magazin acela specializat în apropierea Clujului, unele de prin Bistrița, de la o serie de firme din acestea care se ocupă mai nou cu plantele și în Bistrița, altele achiziționate de noi. A durat mult amenajarea acestei grădini? Da, cam un an și câteva luni bune. Ați făcut-o singur sau ați apelat și la specialiști? Nu, deci ca idee de amenajare a fost ideea noastră, însă o bună parte din plante au fost sunt aduse și îngrijite de da, într-adevăr, de o doamnă inginer horticultor care se ocupă și care ne sfătuiește și ne dă indicații referitoare la cum să fie tratate, cum să fie îngrijite, cum să fie protejate mai ales. Ce reprezintă pentru dumneavoastră această grădină pe care ați amenajat-o aici? Pentru noi? Păi pentru mine reprezintă... În ultimul timp, însăși, existența, adică aproape, având foarte mult timp liber, eu mă ocup aproape zilnic, mai toată ziua de grădină. Vă relaxați aici, nu e așa? Veniți, da, vă relaxați. Mă relaxez prin faptul că aici am grijă ei. Și prin faptul că o vezi, fiecare plantă, de fiecare am grijă. Este altfel decât înconjurat de sticlă și beton. E categoric altfel, categoric. Dacă lumea ar putea, cei mai mulți dacă ar putea... Ce le recomandați proprietarilor de case care încă nu au o asemenea grădină? Păi, recomandarea ar fi să-și realizeze așa ceva, însă trebuie să-și placă. Sunt unii oameni cărora nu le placă în mod deosebit plantele, sunt oameni care le-ar place să aibă așa ceva, dar dacă s-ar putea să ocupe alții, ori, așa cum spune și vorba, dacă nu ești permanent în prezent și nu te interesează și nu trăiești cu plantele, cu alte cuvinte, s-ar putea să nu simți nevoia.